Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi am să vă vorbesc despre intoxicațiile albinelor. Intoxicațiile albinelor poate fi de două feluri. În primul rând, pot fi din cauze naturale. Cele din cauze naturale sunt provocate de anumite plante. Pentru România, cel mai important intoxicație cu plante sau nectar, îndeoseb polen, poate proveni de la tei, ceea ce unii zic că nu, dar anumite specii de tei sunt foarte toxice pentru albine. După tei avem castanul, indiferent de soiul acestuia, polenul castanului este foarte toxic și la anumite specii chiar și nectarul este toxic pentru albine, ceea ce provoacă intoxicații. După aceea, tot important este ceapa, ceea ce părea mai ciudat, florile de ceapă, cele care sunt pentru înmulțire, sunt toxice pentru albine. După ceapă este și rozmarinul sălbatic și acesta poate provoca intoxicații ale albinelor. Bine, acum acestea sunt câteva surse de intoxicații naturale care poate provoca în România pagube. Și cum decurge această intoxicație? Deci, în primul rând, normal că orice apicultor știe că dacă la urdiniș, dintr-o dată apare o mortalitate mare, e posibil să fie o intoxicație și chiar și albinele care aduc polen sunt afectate și după aceea și puietul tânăr și larvele. Deci până și larvele pot fi afectate de intoxicații. În acest caz putem să le ajutăm cu sirop, cu diferite vitamine, deci un sirop simplu, fără proteină. Se poate îndepărta polenul în cauză, deci ramele cu polen se îndepărtează de la familiile respective, și astfel putem evita o mortalitate foarte mare sau chiar dispariția acelei familii. Pe lângă aceste lucruri, în caz că nu se oprește o intoxicație în masă, va trebui să mutăm stupina din locul respectiv. Deci aceste intoxicații aparțin de flora naturală de nectar și de polen, fără intervenția omului. Acum există un alt tip de intoxicații care aparține de om, cel cu pesticide, intoxicația cu pesticide. Acesta știm că cu toate că toate substanțele care au aprobare de folosire, în mod normal, nu sunt dăunătoare pentru albine, deci singura problemă este că, din surse sigure am aflat, că unii agricultori fac doze triple pentru a-și stropi plantele, florile, indiferent de culturile care le au. Deci, dacă ar fi respectată doza de ierbicidare sau insecticidare a plantelor, atunci albinele n-ar avea de suferit deloc. Deci nimeni n-ar păți nimica în țara asta. Numai în cazuri foarte speciale ar trebui folosite niște insecticide care pot dăuna albinei. În acest caz sunt stropirile pentru țânțari. Deci acele ar putea dăuna albinei culegătoare foarte mult. Iar dacă albina culegătoare ajunge la stup și aduce o travă respectivă și în stup, și puietul tânăr va fi afectat. Dar în general, în funcție de
timpul în care se dă cu aceste pesticide peste plantă, albina va avea de suferit. De exemplu, dacă albina e la cules și se erbicidează sau se insecticidează în ziua respectivă, ziua la amiază, când albina e în cules, îți va prinde albina pe floare. Deci, va fi, aceea va muri acolo pe loc și nu va mai ajunge la stup. Dar dacă culegătoarea se va duce peste câteva ore, atunci ea va lua doar o mică parte din otrava respectivă și o va duce la stup. Mai există ceva mai rar acum în lumea modernă, intoxicații cu plumb, cu flor și cu arseniu. Aceste trei substanțe chimice se găsesc în țevile de așapament ale mașinilor și la fabricile de la metalurgie, deci în industria metalurgică, și la fabricile de sticlă. Bine, în mod normal s-au rezolvat aceste probleme cu normele europene impuse și cu diferite filtre puse la aceste uzine. Dar acum, dacă stați pe lângă o autostradă foarte circulată cu albinele, puteți avea o intoxicație cu plumb. De fapt, și oamenii au de suferit, dar bineînțeles, trebuie să trăim cu acest rău necesar. Deci, noi conștiincioși să lăsăm să fim otrăviți cu bună știință, nu, cum zic unii, cu gaze din avioane, din nu știu ce. Cei cu mașinile care trec, le folosim zi de zi și le acceptăm, bineînțeles, o intoxicație a corpului cu cancer, cu toate bolile astea care sunt tot mai multe zi de zi. În privința albinelor, cam asta ar fi de zis. Trebuie avut grijă că anumite intoxicații se pot confunda și cu bolile albinelor, în general nosema, acarioză și amibioză, deci acestea pot fi câteodată confundate în funcție de mortalitate, fiindcă la intoxicație albinii cad din stup și tremură, mor cu limba scoasă și cu aripile desfăcute. Ca și la bolile albinelor, la fel se pot vedea aceste simptome. Deci, cam atât despre intoxicații. Trebuie știut că în cazuri grave nu prea aveți ce face, trebuie doar luate albinele și mutate. În caz că aveți intoxicații de pe plante, se poate duce pentru despăgubiri, se ia câte 100 de albine, 100 de grame de implanta respectivă cu care vi s-a intoxicat albina, cu 2-3 martori care să vadă de unde ați luat floarea, de unde ați luat albina și mergeți și depuneți o plângere și poate aveți norocul să fiți despăgubiți. Dar, în general, e foarte greu în țara noastră acest lucru. Despăgubirile aproape că nici nu există în asemenea cazuri. Bine, cu asta vă las și ne mai auzim și data viitoare. Numai bine!